Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un ATV vlog. Am ieșit azi cu bro, așa o scurtă plimbare. Am vrut să vă răspund la unele întrebări. M-ați întrebat că ce ATV ar fi bun pentru o vârstă mai mică, să zicem așa. Băi. Hop, hop, hop. Părerea mea, acum eu vă zic strict părerea mea. Până în 14 ani ar fi indicat un ATV de 125, maxim 150. Pentru că ești la început și alea sunt ok. M-am dat și eu pe cele de 125 și pot să zic că ok pentru o asemenea vârstă. Dacă ești începător și pentru un începător, părerea mea, dacă ești la început și vrei să experimentezi astfel de sport, v-aș indica un Lehigh de 300, cum este acesta din față, sau sunt o grămadă de modele. Sunt destul de ok. Sau mai este o opțiune, quadurile de 250 automate, de care am avut și eu și am fost foarte mulțumit, pentru că ești la început, nu ești obișnuit cu ATV-ul și chiar dacă, Doamne ferește, îl dai pe o parte sau se întâmplă ceva, să nu-ți pară rău. Să fie... Pentru că o se întâmplă, ești la început și eu am pățit și asta este. Nu e o rușine. De asta zic, eu am avut un quad de 250 automat, am fost foarte mulțumit de el, zic că se comporta destul de bine. Vă puteți lua ce ATV doriți, bineînțeles, după buget. Eu am urcat treptat. Părerea mea ar fi ca, dacă vreți să urcați singur, urcați treptat, pentru că e ok. Începeți de la mic și după aia tot timpul o să vreți mai mare, mai mare, mai mare. Eu la început am început cu un o China manuală și vă spun sincer că manualul e un pic mai greu. Deci, așa că vă recomand automat. Băiat, dacă acest CF Moto, să știe, este un CF Moto X8, dacă e ok să tragi o remorcă, e foarte ok, adică face față, poți să tractezi, are mic, mare, 4x4, te scoate fără probleme, are priză de lumini cu 7 pini, o să vă și arăt undeva în spate, la roata din dreapta, deci face față fără probleme. Îl recomand. Și pe internet sunt o grămadă de ATV-uri. Deci nu e o să găsiți ATV-uri grămadă. Acum și ATV-urile, când o să luați un ATV, dacă, au niște kilometri, încep să cadă de pe el și atunci o să cumpărați ceva cu probleme și nu vă așteptați la cele probleme și atunci, de asta e părerea mea,
dacă luați un ATV mai vechi, luați-vă în considerare că o să trebuiască să investiți ceva în el. Nu o să găsiți un ATV vechi perfect. Perfect, perfect. Pentru că nimeni nu o să-l repare, să-l vândă la un preț mai mic. Cine vrea să-l vândă înseamnă că nu vrea să mai investească. Cred că vine și ploaia până la urmă, dar noi tot am ieșit. Am achiziționat și alt microfon pentru că acela mi-a căzut chestia aia de vânt și ultimul video a bătut vântul de... Mi-a stricat majoritatea clipului și ploaia. Da, și la sfârșitul acestui video o să mai pun câteva secvențe care nu s-au încadrat în acel video. Cei care mă urmăresc pe Instagram știu despre ce vorbesc. Viteza maximă este de 110, limitat. Am încercat doar asta de două ori, dar nu are rostul să-l forțez, pentru că este limitat, să știți. Nu sunt făcute pentru viteză, sunt făcute de plimbări. Off-road, dar nu de viteză. Dacă vreți ceva de viteză, luați-vă un quad manual, alias de viteză. Acum o să urcăm până la o veche cabană. Opa! Unde mai venea pădurarul și mai stătea, dar e părăsită de mult. Până aici a fost. Asta e cabana. Mai sus ajunge. Ia să vedem și cabana. Opa, opa. Reușim să urcăm. Văd că are acolo ușă ruptă. Hop. Nu încă ceva. E... Ah, nu e nimic. Oh, ce tare. Na, și cam asta e. O mică încăpere. Da. Mai zic și încă dau cu capul. Opa! Opa, așa.
frumos. Extrem de multe piatră și dacă nu ești atent. Opa. Op, op, op. Pă cum ziceam, multe piatră. Pentru el e mai nașpa. Ne-a avut nici 4-4. Să încerc să iau pe acolo. Rămâi suspendat și... Ah, s-au descurcat. Da! Nasol. Al meu se descurcă fără probleme. Și cu anvelopele ăștia. O să încerc să-l țin, să-l ridice de față. Opa. Bine, bro. Bine. Acum o să încerc să urc eu. Opa. Patru-i cuplat. Dăm pe mic. Am urcat și eu. Hai să vedem unde duce drumul ăsta. Opa, hai, da, mă, ieși. Ui, da tare. Drum cărare. Mamă.
Nu mă pun aici, mă. Tai de cap, mă. Dă-i în față și după aia în spate, dă-i în... Nu. No. Încolo. Încolo. Dă-i. Hop. Dă-i spate. Stai mă că nu vine, mă. Dă-i, ia, invers, dă-i, 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 mă. Așa. Stop. Nu. Nu, că rămâi blocat, dă-i pe mare. Dă-i, 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 dă-i. Lasă-l că eu mă descurc, cred. Mă descurc. Haideți să coborâm. Mai sus n-avem unde, păcat. Era tare. În jos, da. La coborâre e nasol. Dacă... Hop, ia uite, l-ai văzut. Ați văzut cum te poate arunca. Păcat că n-am găsit niciun drum mai sus, dar asta este. Am încercat. O să coborâm. Mocit. Cercăm și pe aici. Vedem ce iese. Reușim să urcăm sau ne chinuim? Haideți să încercăm. Eu am nevoie de mai multe manevre. Pentru că e mult mai mare. Bestia. Bine, bro! Vedem acum.
Uai. Rău că sunt multe pietre, cred că pe aici a curs apă. Băi, de capul nostru. Chinuială. Uitați că face față și linhaiul de 300 2x4, fără probleme. Chinuie un pic, dar se descurcă. Opa. Important e că e înalt și contează cel mai mult brațele individuale. Te ajută foarte mult. Dacă nu, până acum era suspendat de o grămadă de ori. Bine, bro. Hai să vedem unde ajungem. Ce e aici, mă? S-a făcut șantru de la apă și nu le vezi. Se poate arunca stânga, dreapta, hopa. Chiar și pe mine mă aruncă. Oho! Chiar crezi că e de urcat pe acolo? Na, nici o șansă. O să vină și ploaia. Opa. Așa am făcut și azi o scurtă ieșire. Super, super, vreau să vă mulțumesc pentru numărul mare de abonați. Pentru mine e mult oricum și mă bucur că vă place ceea ce fac și nu uitați să vă lăsați părerea în comentarii. O să încerc să vă răspund ori prin mesaj, ori în vlog la fiecare. Am o experiență în acest sport și dacă vă pot fi de ajutor, cu mare plăcere. Hop, hop. Nașpa, cu pietrile ăștia. Ai, chiar la mine te-ai gândit, mă, să vii, mă, să... Măi, crenguță. Oh, vine o ploaie acum. Ah.
ultima ieșire ne-a prins o ploaie de... Am fost praf! Da. Acum mi-am comandat și pelerină de ploaie, să nu mai am probleme. Opa. Oh, băi, ce te aruncă! Trebuie să fii tot atent printre pietrele ăștia, că... A, uite! Wow. Au! Scutu! Ce ploaie vine! Sa! S-a comportat bine și Lihaiu. Pă cum vă ziceam, contează foarte mult brațele individuale, că și așa și a lovit pietre. Dacă avea axă, rămânea suspendat. Oh, și nu v-am zis despre noul troliu. L-am și montat. O să pun așa un mic filmuleț cu el în... Salutare, dragi prieteni! Haideți să vedem ce avem și aici. Mi-a venit troliu. Nou nouț. Cam de legătură. Ca lume. Prinderea, butonul, ce avem noi aici, ce ziceți, nu-ți. Șuruburile, asta e, șmecherie. Uite, avem trol. Păi, perfect. Se potrivește exact cu prinderea căroa, nu? Și cam asta e. Cutie, acum este pe ATV. Urmează să... L-am legat pe traseul vechi de la troll, el funcționează, mai urmează să-i leg telecomanda și perfect din punctul ăsta de vedere. Acum am luat și un troll mai mare, am zis să fie, nu, de 1800 de kg. Să nu mai am probleme. Acela era gata, a intrat apă în el, avea o spărtură și pe acolo a intrat apă. Era praf. S-a făcut varză înăuntru. Dacă vă interesează un cost pentru troll, eu o să vă las un link în descriere. Intrați, că-s băieții super de treabă. Toate felurile de troliu. Ce am mai făcut o verificare, asta acum mai de curând după ultimele ieșiri, filtrul de aer.
Salutare, dragilor! Haideți să vedem un pic cum arată filtrul de aer. Acum l-am desfăcut pentru prima dată. Trebuie puțin ștearsă carcasa, o să șterge și pe asta. Deci, să vedem cum arată filtrul. Filtrul se află aici, lângă ghidon, e de desfăcut un pic. Dar mi-am descurcat. Opa, așa. Bun. Aici un clemă. Gata. Hai să vedem acum momentul adevărului. Praf. Se află aici, sub această carcasă. L-am desfăcut și era plin de praf. L-am curățat și l-am pus înapoi. Foarte mult praf de la ultimele ieșiri, foarte, foarte mult praf. O să urmeze să-l și schimb. Ui, ce ploaie! Dă-i, bro! You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh, you think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless pain. Some things never change, never change. Oh, redemption. I stopped asking for forgiveness, 'cause you should know only fools tread where the angels fear to go. But you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Mm-hmm.